Videle a luminat calea pentru un număr fără precedent de înalți funcționari. Localitatea face parte din moșia lui Liviu Dragnea, liderul PSD, care nu poate perna, dar pentru mulți adevăratul lider, scrie El País. Cotidianul spaniol comentează că obsesia lui Dragnea pentru a domina, precum și distribuirea de recompense și pedepse între baronii locali ai partidului, au făcut ca România să aibă al treilea guvern în 16 luni. Noul... Da, presa internațională scrie despre noi, scrie despre Liviu Dragnea și scrie despre averea lui și nu numai. Aceasta era o știre mică de la Realitatea TV, prin Realitatea FM, ascult în mașină, dar au fost știri astăzi și despre articole din alte publicații internaționale de prestigiu. Știrea asta este din El País, despre moșia lui Dragnea, mă rog, partea averii lui de la videle, dar au fost și alte articole în publicații prestigioase din Occident despre ceea ce se pregătește infractorul șef al PSD Liviu Dragnea să facă împotriva Direcției Naționale Anticorupție. Și am avut și știrea că mâine, miercuri, 14 februarie, de ziua îndrăgostiților, PSD-ul se întrunește la sediul central al partidului de pe Bulevardul Kiselev pentru a discuta decizia politică în privința Laurei Codruța Kövesi. Da, niște hoți, niște borfași, oameni buni, niște infractori se întâlnesc să discute cariera unui procuror. A unui procuror, nu orice fel de procuror, ci procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție. Instituția responsabilă de lupta cu corupția, parchetul care îl anchetează, printre altele, pe infractorul șef al PSD, Liviu Dragnea, pentru afacerea Teldru. Și cum a pornit acest scandal? A pornit de la un alt infractor, Vlad Cosma, fiul unui alt infractor, Mircea Cosma, baronul roșu de la Prahova, care Vlad Cosma a făcut el dezvăluiri despre cum s-ar fi falsificat probe într-un dosar penal de către DNA. Acum, oameni buni, lucrurile sunt extrem de grave. De ce? Pentru că, în principiu, niște infractori nu pot decide soarta unui magistrat sau unui procuror, a unui profesionist din sistemul judiciar. Deci este o chestiune care este dincolo de persoane. Este o chestiune de principiu. Niște derbedei, niște delincvenți nu pot decide soarta unui profesionist al sistemului judiciar, indiferent despre cine ar fi vorba. Lucrurile sunt grave pentru că acum, spre deosebire de alte dăți în care infractorii au mai încercat atacuri la conducerea DNA pentru a-și crea un curent în opinia publică favorabil decapitării DNA-ului, demiterii Laurei Codruța Kövesi, acum am văzut că și foarte multe cârtițe, cum e Alina Mungiu din zona societății civile, dar și alte cârtițe de presă, aparent jurnaliști care sunt aparent anti-PSD, sunt aparent anti-mafie, dar care vin acum și spun, și grupuri civice, care vin și spun, domne, noi susținem DNA-ul, noi susținem instituția, nu susținem o persoană sau alta. O manipulare foarte toxică, oameni buni, exact la fel de toxică, pe atât de toxică cât a fost manipularea din alegeri, domne, nu mă duc să votez, că n-am cu cine să votez, pe care au făcut-o cârtițe ale PSD-ului, care erau puse să spună acest lucru tocmai pentru ca PSD-ul să provoace absenteism, ei câștigând alegerile cu absenteism. Înțelegeți? Și acum cârtițele lor, cârtițele nu neapărat numai ale PSD-ului sau ale lui Dragnea, ci ale tuturor grupărilor de mafioți care vor să vadă decapitată Direcția Națională Anticorupție și care în mod special o vânează pe Laura Codruța Kövesi și o vor demisă, pentru că toți vor asta, numai PSD-ul. Vrea asta și gruparea din jurul multiplului inculpat Dan Andronic, care e în cârdășie cu condamnata în primă instanță Elena Udrea. Vrea asta și inculpatul fugar Alexander Adamescu, care a fugit la Londra și care a plătit niște bani foarte grei pentru lobby, pentru PR, pentru fel și fel de operațiuni prin care să creeze favorabilitate pentru decapitarea conducerii DNA, pentru demiterea Laurei Codruța Kövesi. Deci toți mafioții din țara asta s-au pus pe femeia asta și vor ca ea să fie dată afară din funcție. De ce? Foarte simplu. Pentru că cu ea nu s-a putut înțelege nimeni. Înțelegeți? Nu s-au putut înțelege cu ea și atunci vor să facă în așa fel încât cu orice preț ea să fie dată afară din funcție. Este ceva extrem de grav, oameni buni. Și să vii să spui acum, domne, eu nu o susțin pe Kövesi ca persoană, nu ne interesează, noi susținem instituția, este o mare mârșăvie. Este o mârșăvie cât casa, pentru că tu practic
susții planurile mafioților când spui asta. Pentru că asta, în subsidiar, vor și mafioții să zică, domne, noi n-avem treabă, noi vrem să fie eficient de neau, dar să nu mai fie Chioveș acolo, că este o problemă cu ea. Ori de principiu, primul lucru este că niște infractori nu pot decide soarta unui profesionist din sistemul judiciar. Și a doua chestiune este că foarte mult depinde de un om, oameni buni. Și asta nu e o chestie pe care o știm noi de ieri de astăzi. Este o chestie formulată de filozofii grecii antice din Republica lui Platon. Încă de atunci ei au ajuns la concluzia că un conducător rău poate să distrugă o cetate chiar dacă acea cetate e păzită de 1000 de legi bune. Și 1000 de legi proaste pot face o cetate să funcționeze bine dacă e condusă de un conducător bun, de un om cinstit. Înțelegeți? Ori, plecând de acolo, venind în prezent, în ce se întâmplă în România, Consiliul Național al Audiovizualului, da? E o instituție care teoretic are legi foarte bune, de inspirație europeană, care are, e bine plătită, are oameni acolo cu rang de secretar de stat, dar pentru că sunt lichele, vedeți, omul sfințește locul, omul distruge locul. Pentru că sunt lichele, pentru că Laura Georgescu, șefa instituției, este o individă subordonată politic care face jocurile PSD-ului, CNA-ul nu funcționează. Pentru că CNA-ul nu funcționează strict din cauza unor oameni răi. Deci contează și omul, oameni buni. Pentru că CNA-ul nu funcționează, România este injectată, infectată cu dezinformare, cu minciună, cu manipulare de către grupări mafiote. România TV, Antena 3, EVZ, România Liberă, astea toate sunt vehicule de manipulare ale unor grupări de interlopi și infractori. În cazul televiziunii ar trebui, CNA-ul are lege, are pârghii, astfel încât la televizor să nu fie minciună și manipulare și dezinformare. Dar legea este inutilă, instituția este inutilă. De ce? Pentru că la conducerea instituției este o persoană rea, o slugă politică. Aceeași poveste Curtea Constituțională. Teoretic joacă un rol în societate. Teoretic ar trebui să facă niște lucruri. Practic, pentru că l-au pus pe Valer Dorneanu, fost deputat PSD, omul lor, Curtea Constituțională a făcut foarte multe măgării. Da? Avocatul poporului, al treilea exemplu pe care vi-l dau. Teoretic trebuie să facă niște lucruri. Teoretic ar putea să regleze lucrurile în societate. Practic, pentru că e Victor Ciorbea, care e sluga lor de pe vremea USL-ului, avocatul poporului și-a pierdut menirea și rolul în societate și nu mai reglează lucrurile așa cum constituțional ar trebui să le regleze. Înțelegeți? Deci omul contează. Numai un ticălos poate să vină și să spună atunci când o instituție este eficient condusă de un om, da? Și că nu sunt probleme în funcționarea acelei instituții, ori problema cu Direcția Națională Anticorupție nu este că nu-și face treaba, este tocmai faptul că își face treaba. Înțelegeți? Asta este problema. De aia urlă politicienii. Pentru că Direcția Națională Anticorupție își face treaba. Nu pentru că nu-și face treaba. Oricând ai o astfel de situație să atentezi de niște infractori la o persoană, pentru că Laura Codruța Chioveș este un profesionist din fruntea unei instituții. Și vine niște infractori și spun, domne, trebuie să o schimbăm. Și cârtițele lor din presa aparent ok și din societatea civilă aparent ok, vin și zic, domne, noi nu apărăm pe Chioveș și că noi nu apărăm o persoană, adică voi nu apărați un profesionist? Orice om normal, decent și de bun simț, orice profesionist din țara asta ar trebui să se solidarizeze în acest moment cu Laura Codruța Chioveș. Pentru că este un șef de instituție profesionist, care instituție și-a făcut corect treaba, nu a avut partipriuri, nu a favorizat pe nimeni, a luat din toate părțile, din toate găștile și toți sunt supărați pe ea. Tocmai pentru că și-a făcut corect datoria. Ori pentru asta, orice profesionist ar trebui să o susțină pe Laura Codruța Chioveș. Orice om de bună credință din presă sau din societatea civilă ar trebui să o susțină pe Laura Codruța Chioveș. Direcția Națională Anticorupție este una dintre puținele zone pe care Dragnea nu le-a infectat și nu le-a infestat cu slugi și cu politruci PSD. Cu atât mai mult, Direcția Națională Anticorupție este o instituție în care Dragnea vrea să-și pună o slugă pentru a putea să-și rezolve dosarul, problema cu dosarul cu Teldrum, că el are această problemă. Înțelegeți? Și el este disperat să-și rezolve această problemă.
Și cum poate el tehnic să rezolve această problemă, oameni buni? Să vă explic treaba asta. Foarte simplu. El numește un procuror șef. Bine, prima condiție este să poată să o destituie pe Laura Codruța Kövesi. După aceea, numește un procuror șef docil, un fel de Viorica Docilă, înțelegeți? Un fel de Dorneanu, un fel de Laura Georgescu. În paralel își face legile prin care acel procuror poate să ia dosarul de la procurorul de caz din dosarul TEL, nu să-și rezolve problema. Toți penalii îl susțin pe Liviu Dragnea. Și ei sunt pregătiți, oameni buni, se întâlnesc la partid miercuri, de ziua de Valentine's Day. Ei se întâlnesc la partid ca să discute politic dacă cer destituirea Laurei Codruța Kövesi. Și cine se întâlnesc, din nou insist pe treaba asta, pentru că este foarte important. Infractorul, un partid condus de un infractor care are un dosar penal, e judecat într-un dosar penal, e cercetat în alt dosar penal de către Direcția Națională Anticorupție. Înțelegeți? Și în jurul lui alți inculpați. La așa zisele dezvăluiri ale unui infractor, Vlad Cosma, fiul unui alt infractor, Mircea Cosma, baron roșu PSD, da? Făcute la televiziunile unui infractor, Dan Voiculescu, și televiziunea unui inculpat, Sebastian Ghiță. Înțelegeți? Deci borfașii, derbedeii, delincvenții s-au întâlnit să decidă cariera unui profesionist din sistemul judiciar. Asta ca principiu. Într-adevăr, aici nu contează persoana cum îl cheamă, dar așa ceva nu putem accepta. Cum să decidă niște infractori, niște delincvenți, soarta unui profesionist din sistemul judiciar? Soarta Codruței Kövesi, soarta procurorului șef DNA care i-a băgat la pușcărie pe, de la direcția care i-a băgat la pușcărie regională, locală, care i-a băgat la pușcărie pe clanul Cosma. Cum să decide ei așa ceva? Noi nu putem să acceptăm, orice profesionist nu ar trebui să accepte așa ceva. Dar treaba asta, gogorița asta cu care vin cârtițele mafioților, domne, noi susținem DNA, nu susținem o persoană. Asta este foarte greșit, oameni buni. Noi trebuie să susținem persoana Laura Codruța Kövesi. Pentru că această persoană, ca șef al acestei instituții, a demonstrat că nu bate palma cu mafioții, a demonstrat că nu are partipriuri. Și pentru că avem atât de multe instituții la care s-au schimbat persoanele, fără să se schimbe instituția sau ceva în lege legat de instituție, și instituția n-a mai funcționat. Deci persoana contează. Și dacă persoana e corectă și profesionistă, ea trebuie susținută. De aceea, eu am scris pe Facebook, o susțin personal, in personam, mă doare în cot ce spune unul sau altul, in personam, eu, Mălin Bot, o susțin pe Laura Codruța Kövesi și vă rog pe toți să faceți acest lucru și să vă gândiți că s-ar putea să fie nevoie zilele următoare să ieșim în stradă pentru Laura Codruța Kövesi în număr cât mai mare.